Ana Maria Prodan și Laurențiu Redecamp au fost implicați, vineri seara, într-un conflict violent. Cei doi au ajuns la secția de poliție Snagov după ce s-au luat la bătaie. Antrenorul Laurențiu Redecamp susține că a fost pălmuit de impresară, în timp ce Ana Maria Prodan ar fi mărturisit același lucru la audierile de la secția de poliție, și anume că ea ar fi fost lovită de Rege. Potrivit surselor, cei doi nu au încetat cearta nici în secția de poliție unde și-a făcut apariția și o ambulanță. Laurențiu Redecamp a mers la spital pentru îngrijiri medicale după ce seara trecută s-a încăierat cu Ana Maria Prodan. Laurențiu Redecamp și Ana Maria Prodan au trecut de la schimb de replici la schimb de pumni. Laurențiu Redecamp a fost văzut la un spital din capitală după bătaia cu fiica regretată Ionela Prodan. Au fost deschise dosare penale pe numele celor doi implicați, anunță autoritățile competente. Asta după ce soții Redecamp au depus plângeri unul împotriva celuilalt. Fostul antrenor al Universității Craiova a ajuns la camera de gardă a unui spital din București. Din imaginile surprinse de cei de la Cancan, se poate observa că Rege, îmbrăcat lejer, cu o șapcă pe cap și cu masca pe față, încearcă să ascundă pometele vânăt. Tehnicianul a decis să meargă la spital pentru a-i fi eliberat un certificat medico-legal. Aflat în plin proces de divorț, actul din care să rezulte natura rănilor suferite în urma bătăii cu mama copilului ei. Ei va fi ca un as în mânecă, antrenorului de 47 de ani, i-au fost recoltate și probe de sânge pentru a se dovedi că nu a consumase alcool sau substanțe interzise. Atât Ana Maria Prodan, cât și Laurențiu Redecamp susțin că loviturile ar fi fost inițiate de celălalt. Impresara face acuzații grave și își acuză soțul de acte violente. De asemenea, și Rege acuză și spune că Ana l-a agresat fizic și verbal. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.